Autoritățile locale au deschis în această seară pasajul Europa Unită din sectorul 4 al Bucureștiului, care a marcat și o controversă. Primarul sectorului 3 a fost acuzat că a furat proiectul acestui pasaj, dar el a răspuns că doar s-a inspirat pentru o lucrare asemănătoare. Înainte ca mașinile să circule pentru câteva ore, pasajul este pietonal. Acolo este și colega mea, Bianca Ghiță. Bună seara, Bianca! Bun găsit! Podul a fost inaugurat începând cu ora 17, dar la ora 19 fix a devenit pietonal, tocmai pentru ca locuitorii din sectorul 4 să poată să îl admire. Sunt acum în momentul de față sute de persoane care admiră podul, se plimbă și fac poze. Acest lucru i-a nemulțumit însă pe șoferi care au fost prinși în ambuteiaje începând cu ora 22, însă și aceștia vor putea circula pe pod. Pasajul este construit la intersecție dintre bulevardele Alexandru Obregia și Metalurgiei cu strada Turnu Măgurele. Are o lungime de 653 de metri, două benzi pe fiecare sens și un sistem inedit de iluminat. Tocmai designul acestui pod a stârnit neînțelegere între primarul sectorului 4 și primarul sectorului 3, după ce cel din urmă a fost acuzat că a furat proiectul acestui pasaj. Primarul sectorului 3 răspunzând că doar s-a inspirat.